Domnilor și domnilor, bine v-am găsit la jurnal. Iată care sunt pentru început cele mai importante titluri ale zilei. Tinerii care au absolvit în această vară liceul, școala profesională sau facultatea pot obține indemnizații de șomaj. Preotul Johann Dieter Kraus speră ca proiectul de reabilitare a Bisericii Evanghelice să fie terminat până la finele anului 2009. Cristian Parasca este noul director coordonator adjunct al Direcției Generale a Finanțelor Publice. Și-a violat în repetate rânduri nepotul de 9 ani. Pe fratele copilului, un minor de 8 ani îl obliga să îi privească. Este povestea înfiorătoare a unui tânăr de 19 ani din Budești. În jurnalul de ieri v-am prezentat acest caz. Astăzi vă arătăm imagini cu violatorul. Era liniștit, parcă fără să înțeleagă gravitatea faptelor sale. Așa era tânărul de 19 ani, care și-a supus nepoții la perversiuni sexuale în momentul în care poliția l-a interogat. Spune-mi de ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu nepoții tăi. Fără nicio remușcare și-a recunoscut fapta. Copiii erau, chema pe copiii și pe textul ăsta. Făptașul este cercetat penal pentru viol și corupție sexuală. Între timp, un psiholog va încerca să-i ajute pe copiii să depășească trauma prin care au trecut. Tinerii care au absolvit în această vară liceul, școala profesională sau facultatea pot obține indemnizații de șomaj de la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Timp de 6 luni, aceștia vor primi câte 300 de lei. Pentru a putea obține indemnizația de șomaj, tinerii peste 16 ani care au absolvit în această vară liceul, școala profesională sau facultatea trebuie să se adreseze Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă în maximum 60 de zile de la data absolvirii. Aceștia sunt rugați să-și întocmească dosarul cu actele necesare și să le depună la sediul instituției. Condiția esențială pentru absolvenții instituțiilor de învățământ pentru a beneficia de indemnizație de șomaj este înscrierea acestora în evidențele agenției într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire, ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă. Dacă după termenul de 60 de zile de la absolvire, absolventul nu-și găsește un loc de muncă, poate depune cerere pentru a beneficia de indemnizație de șomaj. Indemnizația de șomaj acordată absolvenților este o sumă de 50% din salariul de bază minim brut pe țară, în vigoare la data stabilirii indemnizației. Aceasta se acordă pentru absolvenți pentru o perioadă de 6 luni. Sunt considerați absolvenți persoanele în vârstă de minim 16 ani, care au terminat o formă de învățământ profesional, liceal, post-liceal sau învățământ superior, universitar. Indemnizația de șomaj se acordă absolventului o singură dată pentru fiecare formă de învățământ absolvită și indemnizația de șomaj nu se acordă absolventului care urmează o formă de învățământ la data solicitării acestui drept. Absolvenții înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, care sunt angajați pe o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază de o primă egală cu un salariu de bază minim brut. Restaurarea Bisericii Evanghelice se apropie de final. Cel puțin asta susține preotul evanghelic Johann Dieter Kraus. Acesta speră ca proiectul să fie finalizat până la sfârșitul anului 2009. În anul 2008, în a 11-a zi a Cireșarului, un incendiu devastator a doborât cel mai înalt turn din Transilvania, turnul Bisericii Evanghelice din Bistrița. Reconstrucția acestuia se apropie de final, susține preotul evanghelic Johann Dieter Kraus. Noi intenționăm, și așa este prevăzut în grafic, ca în timpul acestui an să finalizăm refacerea daunelor provocate de incendiu, respectiv refacerea șarpantei navei, și a turnului,
reamplasarea unor clopote în interiorul turnului și achiziționarea ceasului pentru turn. Având în vedere că turnul este îmbrăcat în schelă, ceasul probabil se va monta mai târziu. Fondurile din ce părți provin? Sunt și de la primărie, dar și de la cetățeni. Am auzit că și Biserica Medievală au adunat ceva fonduri cu corturile puse anul trecut. Da, fonduri s-au strâns de mai multe organizații. Am primit atât fonduri guvernamentale, deci alocate prin bugetul de stat, cât și pe plan local și pe plan județean, din străinătate, de la comunitatea sașilor bistrițeni din Germania și Austria, care ne donează clopotele și ceasul pentru turn, prin intermediul diferitelor organizații non-guvernamentale, cum este și Bistrița Medievală, dar și Realitatea TV, care a organizat un teledon, ASTV, bineînțeles și alte instituții și organizații, dar și cetățenii bistrițeni, dar nu numai bistrițeni, ci din toată țara, au contribuit cu și au adus aportul lor la strângerea fondurilor. Thomas Hartig vă sprijină? Forumul Democrat al Germanilor, ceea ce nu este congruent cu Thomas Hartig, dumnealui este un angajat al forumului. Forumul Democrat al Germanilor, în prima fază de după incendiu, a strâns și el fonduri care i s-au predat și ne-a transmis aceste fonduri în cont. Dintre cei care au participat la strângerea de fonduri pentru reconstrucția acestui monument, au făcut parte Forumul Democrat German, Asociația Culturală Bistrița Medievală, dar și Asociația Sașilor Bistrițeni din Străinătate. Am stat de vorbă cu Thomas Otto Hartig, vicepreședintele Forumului Democrat German. Exact de la început, din data de 11 iunie 2008, în seara aceea, eu am promis pe loc un ajutor, un sprijin din partea Forumului German. Tocmai ca să dăm exemplu pentru bistrițeni și pentru potențialul sponsor care au contribuit la refacerea bisericii. Și în sensul ăsta, noi ne-am implicat și am deschis conturi atât pentru euro cât și pentru lei, și în care au intrat sume destul de consistente, să zic așa, una peste alta. Forumul German a strâns și a donat în contul Bisericii Evanghelice la dispoziția lor peste 6.000 de euro. Suma totală adunată pentru turn este de peste 4 milioane de lei. Ingeniozitatea autorităților aduce bani Bisericii Evanghelice. Turnul acesteia va fi invadat de panouri publicitare cu un scop nobil. Banii adunați prin promovarea firmelor vor fi donați pentru refacerea bisericii. În curând, pe turnul Bisericii Evanghelice vor fi montate panouri publicitare. Chiar dacă ideea a fost contestată la început, autoritățile vor să transforme acest lucru într-o acțiune caritabilă. Astfel, compania de publicitate care se va ocupa de panouri a primit aviz favorabil din partea primăriei pentru a amplasa pe schelă aceste afișe. Este un demers inițiat de Parohia Evanghelică și a creat, bineînțeles, de Primăria Bistrița de amplasare a unor bannere pe durata executării lucrării la turnul Bisericii Evanghelice, practic pe durata cât avem această organizare de șantier, cu condiția ca sumele care sunt încasate din aceste afișeri publicitare să fie donate Parohiei Evanghelice pentru susținerea în continuare a lucrărilor de reabilitare. Câte firme s-au înscris până acum? Este vorba de un contract în acest moment cu o firmă de publicitate care va contracta cu beneficiarii interesați închirierea spațiului respectiv și care va vira ulterior sumele în contul Bisericii Evanghelice. Și care este suma percepută? Repet, este vorba de o închiriere pe care o face firma de publicitate. Este pe tarifele pe care dânșii le au, pe termenele pe care dânșii le stabilesc. Astăzi a fost instalat primul panou. În zilele următoare vor fi montate și celelalte.